Și l-a făcut Dumnezeu pe om, bărbat și femeie. Așa s-a intitulat conferința susținută aseară de părintele Nicolae Tănase la parohia Oborul Vechi din capitală. Conferința a început cu slujba acatistului sfinților Ioachim și Ana, ocrotitorii parohiei. Bucură de ceea ce ai născut pe împărăteasa cerului, bucură de Elena cea prea curată din care s-a țesut cortul împăratului. Prelegerea părintelui s-a axat pe teme care privesc familia, precum taina cununiei, nașterea și creșterea copiilor. Tinerii sunt interesați de viitorul lor în căsătorie, de prezența lor într-o prietenie acum și cei deja căsătoriți sunt interesați cum să facă progres, inclusiv duhovnicesc, dar și să mențină echilibru în familie. Noi zicem că s-au schimbat vremurile, dar nu vremurile s-au schimbat, ci abordarea vremurilor de către oameni, respectiv de către tineri. Și atunci, cred că în criză, omul mănâncă ce găsește, iar dacă găsește în biserică ce trebuie, aceea este hrana. Iar dacă va găsi în curente asiatice o hrană, chiar dacă aceasta e proastă sau falsă, atunci din aceea va mușca. Ce le oferim tinerilor în biserică, aceea avem poimâine. Conferința a avut și un scop caritabil. Pe parcursul acesteia s-au strâns alimente, haine și jucării pentru copiii și familiile aflate în grijă Asociației Provita din Valea Screzii și Valea Plopului. Aproape toți participanții la eveniment au venit cu câte un dar pentru copiii și familiile găzduite la centrul social din Valea Plopului. Darurile acestea au constat în jucării, haine sau chiar donații în bani sau alimente neperisabile. Mașina care noi credeam că este destul de încăpătoare, de această dată a fost de încăpătoare numai de aici, din parohia noastră și s-a strâns la parohia noastră, dar trebuie să specificăm lucrul acesta că s-au strâns și în alte parohii. N-au putut să aducă toate darurile, dar urmează ca părintele să și noi, din Liga Tinerilor și parohiile noastre, să ajutăm la strângerea acestor donații și să facem din nou un eveniment și să bucurăm din nou pe copiii și familiile din centrul social. La conferință au fost prezenți mulți tineri care și-au arătat interesul față de subiectele abordate și prin întrebările adresate părintelui Nicolae Tănase. Noi tinerii trebuie să ne facem o familie cât mai devreme posibil pentru a evita toate problemele survenite cu înaintarea vârstei. Per total, a fost o conferință foarte bine venită și primită de către tinerii care au fost prezenți. Să prețuim viața așa cum este ea, să ne iubim mamele pentru că ne-au dat viața aceasta și să ducem mesajul mai departe și prietenilor noștri. Biserica Sfinții Ioachim și Ana, Oborul Vechi din capitală, este amplasată pe strada Traian, numărul 204, lângă foișorul de foc.